Până astăzi, 15 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 7216 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1217 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 362 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 337 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 245 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 23.353 de persoane. Alte 67.317 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată. 2052 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 102 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 74.827 de teste. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 445 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1923 la linia tel verde 0800 8358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 401 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 aliniat 1 cod penal. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimile 24 de ore 6866 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 14.560.000 de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 713 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, 421 în Italia, 196 în Spania, 25 în Franța, 9 în Germania, 47 în Marea Britanie câte doi în Namibia, Statele Unite, Austria, Belgia, Indonezia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 53 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 11 au fost declarați vindecați, 7 în Franța, 2 în Indonezia și câte unul în Luxemburg și Tunisia. Până la data de 14 aprilie 2020 au fost raportate 803.175 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit.